Început lucrările la primul spital de urgență pentru copii construit în București în ultimii 30 de ani. Imobilul va fi ridicat în curtea actualului spital Victor Gomoiu, care funcționează într-o clădire de patrimoniu veche de aproape 100 de ani. Viitoarea unitate sanitară, care va fi și primul spital universitar de pediatrie din România, ar trebui să fie gata în cel mult 2 ani. Noul spital va avea 119 paturi și 8 săli de operații. Instituția va fi dotată și cu aparatură modernă ce va permite realizarea unor intervenții chirurgicale de mare dificultate. În spitalul ăsta se va desfășura și chirurgie de înaltă tehnicitate. Operații pe cord, operații pe creier și așa mai departe. Cu specificul de spital de urgență. Viitorul spital va avea nevoie și de aproape 300 de cadre medicale noi. Cam câți medici, în jur de 100 ne vor trebui și în jur de vreo 400 de asistente, noi astăzi având un personal de 250. Nu e suficient să ai o clădire. Trebuie să ai medici, trebuie să ai asistente, trebuie să ai tot ce trebuie acolo. Așa încât în cele 21 de luni, până când se deschide efectiv spitalul, avem timpul necesar, dacă pornim de acum, ca în ziua în care se deschide spitalul, în aceea zi să și devină funcțional. Lucrările la noua clădire a spitalului Victor Gomoiu ar trebui finalizate în 21 de luni. Primăria Capitalei va plăti aproape 170 de milioane de lei fără TVA. Poate fi bucurie mai mare.